Premierul Marcel Ciolacu este pe primul loc în toate sondajele și cel mai probabil va fi câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale. În sondajele Cira și Sociopol, Marcel Ciolacu are un scor de 29%, în timp ce curs îl plasează la 28%. Un sondaj BCS îi acordă lui Marcel Ciolacu 27% dintre voturile alegătorilor, în timp ce Veryfield îl cotează la 25%. Liberalul Nicolae Ciucă are meci foarte greu cu George Simion, așa că se dă mare bătălie pentru a se decide al doilea finalist al prezidenția bilelor. Nicolae Ciucă este cotat cu 19% în sondajul CIRA, în timp ce Curs și BCS îl dau la 17%, Sociopol îl cotează la 15%, în timp ce Veryfield la 8%. Prezidențiabilul Aur George Simion are o bătălie foarte dură cu Nicolae Ciucă pentru intrarea în turul 2, dar deocamdată pare ușor favorit. Sondajele Veryfield și Sociopol îl dau pe George Simion la 21%, în timp ce Curs și Cira îi acordă 17%. Sondajul BCS îl cotează pe George Simion la 11%. Liderul USR, în Alasconi pare să fi rămas la câteva procente în spatele lui George Simion și Nicolae Ciucă, având șanse mici să intre în turul 2. În sondajul Cira, Elena Lasconi are 15%, ca și în cel Veryfield. În același timp, Curs, Sociopol și BCS o cotează la 12%. În ceea ce îl privește pe Mircea Joana, acesta pare să își fi pierdut din turație. Înainte de a-și anunța oficial candidatura, Mircea Joana stătea foarte bine în sondaje, dar campania pe care a dus-o pare să îl fi tras în jos. În sondajul Veryfield, Mircea Joana este la 13%, în timp ce Curs, Cira și Sociopol îl dau cu un scor identic de 9%. În sondajul BCS, Mircea Joana se află la 7%.